bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vă arăt produsele favorite ale lunii septembrie. Mai sărăcăcioase că nu am cine știe ce, pentru că nu am prea folosit prea multe. V-am zis, mai nou merg cam pe aceleași produse. Până ori mă plictisesc, ori le termin. Deci există două variante. Dar mă străduiesc să mai termin și în principiu că merg pe ceea ce place foarte mult. Nu am, de exemplu, produse pentru îngrijirea părului de data asta, pentru că nu mi-am schimbat rutina de îngrijire a părului. Folosesc aceleași produse pe care vi le-am arătat și în favoritele, în clipurile cu favorite trecute. Și în rest am ceva pe make-up și pe îngrijirea tenului. Cât de cât, mă rog, și buzelor. Mă gândesc că buzele intră la categoria ten. Și o să încep strict cu categoria asta, că nu, ca să nu stăm prea mult. Și o să încep prima oară cu uleiul acesta de la Avon, cu ulei de demachiere, cu cannabis sativa oil, curăță și calmează. E un cleanser lăptos, de fapt nu lăptos, uleios mai degrabă, pe care îl aplici înainte, pe tenul uscat, machiat așa cum ești, și în contact cu apa el face spumă și curăță foarte bine machiajul. Mie îmi place foarte mult, e la fel de bun ca și cel de la Nivea, cel cu struguri, pe care l-au scos din producție și nu se mai găsește pe nicăieri. Că știu că v-am spus eu că am tras de produsul ăla foarte mult timp, că știam că nu-l mai găsesc. Dar am găsit o variantă foarte bună, un înlocuitor pentru el, și este cel de la Avon. Și ce să vedeți, nici ăsta nu se mai găsește în catalogul de la Avon, sau cel puțin pe cel din luna septembrie. Nu l-am găsit. O să mă uit să văd dacă prind catalogul din luna octombrie, să văd că poate l-au din nou. Sper doar să nu-l fi scos, dar eu chiar nu-l găsisem. E foarte bun produs, îmi place foarte mult cum curăță, îmi lasă tenul curat, nu este uleios și rămâne suficient de hidratant încât să nu simt nevoia chiar atunci să vin cu o cremă. Încerc să găsesc unde să-l pun pentru că e uleios și deja m-am cam făcut eu cu ulei pe mână. Un alt produs favorit și nu știu exact unde să-l încadrez, deși cred că merge și la skincare și la make-up, este acest Instant Awake Under Eye Brightener de la Catrice. Eu l-am în nuanța 010 Light Rose și mi se pare un produs incredibil de bun pentru prețul pe care îl are. Cred că am dat undeva la 20 de lei, 19-20 de lei, cam pe acolo e prețul lui. Este un corector, dacă vreți, pentru cearcăne. Eu mi l-am cumpărat pentru că am totuși cât de cât niște cearcăne nu foarte pronunțate. Ăsta n-ar face față. Dacă aveți niște cearcăne întunecate sau foarte pronunțate, nu ar face față. Mai ales că este și nuanța asta așa de roz, somon. În orice caz, pentru tenurile deschise și pentru ochii nu foarte încercănați. Ceea ce e, pentru mine este ideal, arată foarte bine aplicat sub ochi, instantaneu îți trezește privirea, îți o întinerește, dacă vreți, dar îți deschide privirea, cred că cel mai bine spus. Și se comportă bine și când aplic anticearcănul peste, da, anticearcănul, că este corector. Mie îmi place foarte mult produsul în sine. Adică nu știu dacă să zic eu neapărat că e corector, dar cred că e totuși corector. Eu când mă gândesc la corector, cei de la Catrice mai au unul exact așa, sub forma asta cu sticluță, doar că ăla e mult mai dens, mult mai cremos și cu acoperire mare. Ăsta dă chiar numai luminozitate și îmi place foarte mult cum arată, v-am zis, aplicat pe ten, imediat îți schimbă... schimbat aspectul ochilor și chiar și aspectul tenului. Adică nu cred că v-am zis că am mai vorbit despre el într-un clip, nu mai știu dacă l-am postat încă sau nu. Chiar dacă în ziua respectivă nu mă machiez, dacă simt un pic că sunt prea obosită sau că am un aspect tern în jurul ochilor, eu imediat vin cu produsul ăsta de la Catrice și mă înviorează și ce trebuie. Și ultimul produs pentru îngrijirea buzelor de data asta nu e aspectos deloc. V-am povestit că asta este balsamul de buze pe care eu l-am primit când am cumpărat din Creta de la o doamnă care făcea ea acasă produse naturale. Mă gândesc că ea le făcea acasă, că... Na, ea așa spunea.
Sunt foarte mulțumită de produsele handmade luate de la ei. V-am zis, eu de câte ori mă duc în Grecia sau în Italia, ce găsesc, cumpăr, mai ales știind că e handmade. Și așa am făcut și cu produsul ăsta. E un ir de buze, e un balsam de buze, cel mai hidratant balsam de buze pe care eu l-am avut până acum în colecție. Datorită lui îmi permit să fac o aroganță să port chiar de 2-3 ori pe săptămână ruj mat, deși nu prea port eu așa în principiu, că m-am cam dezvățat de rujurile mate, dar mă ajută foarte mult. Când am chef de un ruj mat, uite, chiar am purtat săptămâni la rând ruj mat și ăsta m-a ajutat foarte mult. Îl port seara și dimineața buzele sunt foarte catifelate. Nu știu ce au, are clar unturi, ceva unturi prin el, probabil unturi de shea, nu știu. Dar e foarte hidratant. Doar atâta, na, că din punct de vedere aspectos, nu-i. Nici nu știu să vă zic de unde să-l cumpărați, v-am zis că eu l-am primit la ceva cumpărături de la doamna respectivă. Dar pentru mine bate la fund absolut toate balsamurile de buze pe care eu le-am încercat până acum de pe piață. Da, nu putea să nu cadă? Pentru make-up am câteva. Și o să încep prima oară cu fondul de ten la care m-am reîntors de la Dior, backstage. Cel mai fain fond de ten cu acoperire mică. Sau sunt eu foarte încântată de el, nu-mi dau seama. Îl iubesc, îmi place la nebunie. Nu este un fond de ten pentru ten gras, iar eu am un ten incredibil de gras. Îl țin sub control cu pudra. Dar mie îmi place să-l port. Îmi dă exact ceea ce îmi doresc eu de la un fond de ten. Are o acoperire mică. Îl setez cu pudră și arată foarte bine. Nu-mi uniformizează tenul. Nu am ce să acopăr, nu am acne activă. V-am zis, am scăpat, ăla a fost un episod. Asta e mai nefericit, dar am trecut cu bine peste. Și atunci eu vreau doar ceva așa, să-mi uniformizez un pic aspectul tenului și atâta tot. Arată foarte bine pe ten. Îl port și în momentul de față. S-ar putea un pic să fie o idee mai deschis decât cum sunt eu, deși mai deschis, dacă l-am sau mai închis, deja se vedea diferența de nuanțe și nu vreau să pățesc chestia asta, că arată groaznic. Dar da, mie îmi place foarte mult. Eu l-am în nuanța OW. Nu știu ce înseamnă asta. Eu de obicei când au așa, nu știu dacă e cu C sau cu W. W de obicei înseamnă worm. Nu mi se pare ca nuanța asta să aibă nimic worm în ea, pentru că nu-i. E neutră. Nu-i nici spre foarte alb, nici spre o culoare cu subton galben. V-am zis, îmi place nemaipomenit de mult, îmi place cum arată tenul meu, îmi place cum se așează restul produselor. Nu am nevoie, v-am zis, de acoperire, pentru că nu simt nevoia, e lejer, nu-l simt pe ten, e fix ceea ce vreau eu. Și țineți cont, asta este un fond de ten pe bază de apă. De aia zic că s-ar putea, eu sunt o excepție, chiar dacă am tenul foarte gras, mie genul ăsta de produs îmi place foarte mult. Îmi plac și fondurile de ten mate, mai ales că mă ajută foarte bine pe parcursul zilei. Vara, de exemplu, eu ăsta nu l-aș prea putea purta, tocmai pentru că ar dispărea foarte repede de pe ten. Și, nu, asta acasă, dar aș luci. Aș luci foarte tare și ar trebui să fiu doar cu pudră. Eu îl port acum, în perioada asta, când e cel mai bine și chiar și iarna, pentru că, de ce nu? Dar, cum ziceam, mie îmi plac și fondurile de ten mate, doar că în momentul în care eu vrei să-ți alegi un fond de ten mat, automat asta vine la pachet și cu acoperire mare. Eu toate fondurile de ten mate pe care le-am întâlnit și pe care le-am avut au acoperire mare. Eu acoperire mare folosesc când merg la un eveniment ceva de seară și să aibă și rezistență foarte mare. La rezistență pe parcursul zilei, pe parcursul zilei, da, îmi doresc. Dar pentru zi cu zi apelez la genul ăsta de fonduri de ten, pentru că alea sunt cam grele, încarcă porii, pot să-ți apară coșuri de multe ori. Iarăși, de multe ori pot să dea aspectul acela de mască, ceea ce eu nu-mi doresc, sau să se strângă în ridurile fine ale feței. Și eu am aici gropițe, dar nu cred că se văd. Nu. Nu sunt așa pronunțate. Apoi, ca și mascara, o să vi l-am mai arătat, este cel de la L'Oreal, Panorama, tot panoramic îmi vine să spun, tot panoramic, dar el e Panorama. Mie îmi place foarte mult rimelul ăsta, e preferatul meu, îmi face genele
incredibil de lungi, îmi dă și volum la ele, e fix ce caut eu la un rimel. În momentul de față ăsta este preferatul meu și o să vreau să mă duc să mi-l recumpăr, pentru că l-am tot folosit și mă gândesc că ajunge să se gată sau să se usuce. E și ușor, are fix cum îmi place mie. Mie îmi plac, de exemplu, rimelurile care sunt mai lichide. Nu-mi plac alea care vin prea uscate, pentru că pentru mine pe gene nu fac nimic. O să vreau să vă vorbesc eu într-un clip despre Lash Clash de la Yves Saint Laurent, care îmi place. Mi l-am cumpărat și eu, evident că n-am rezistat tentației fiind atâta de vorbit. Mi l-am cumpărat și eu, în momentul de față nu pot să spun că nu-mi place, îmi place, dar ăsta este preferatul meu. O să vină și un clip despre rimelul acela. Ce pot să vă spun? Îmi place și periuța la el. E o periuță perfectă pentru mine. Exact cu perișorii de dimensiuni potrivite. Și îmi place că aici, nu știu dacă o să se vadă, spre vârf, perișorii ușor oblici, ceea ce pe mine mă ajută și la firele, la genele din interior, să le dau o formă. Și în funcție de cum vreau, dacă vreau să-mi alungesc ochiul așa, un fel de cat eye, ca să-mi fac așa, în sensul acesta, să-mi fac genele, mă ajută foarte, foarte mult. Deși, în mod normal, nu umblu eu după chestia asta, mie îmi place efectul pe care mi-l oferă și așa. Ca și creion pentru ploape, despre ăsta s-a vorbit ani de zile, spre Jumbo de la NYX, în nuanța Milk. Și da, l-am descoperit și eu acum de vreo jumătate de an. Nu chiar. Prin vară l-am descoperit. Eu îl folosesc ca și bază de ploape. Pentru că mai am ceva bază de ploape, dar nu sunt foarte mulțumită. V-am arătat eu despre cel de la Douglas. Dar îl folosesc ca să-l gat. Dar ăsta este preferatul meu. Îmi place foarte mult. Spune că și intensifică nuanța fardurilor. Și da, pot să spun. Cu unele farduri am văzut că face chestia asta. Nu cu toate, dar la unele funcționează. Pe mine ce mă interesează foarte tare și la ce am acordat eu foarte mare atenție a fost cât rezistă fardurile aplicate pe ploape. Acum, nu știu cât o să se vadă, dar îți dată de azi dimineață și rezistă foarte, foarte bine. Cred că v-am zis că e nuanța Milk, da. Eu i-am pierdut, nu știu ce-o avut aici și l-am pierdut, nu știu pe unde îi. Sper să nu-l scoată asta din colecția lor, pentru că mi se pare foarte, foarte bun și o alternativă, pentru că, nu știu, am obosit să mă duc să alerg acum după un anumit tip de produs ca să mi se potrivească cum e baza de ploape. Am și zis, și dacă n-aș mai găsi creionul ăsta, aș folosi doar anticear, când și aia mă scap, mă știu, într-o parte. Creionul de buze preferat este cel de la Boys & Berries Gingerbread din gama Nudelicious. I s-a rupt căpăcelul. L-am tot ascuțit că îl folosesc. Toată vara l-am folosit, inclusiv acum. Nu mă pot despărți de el. Deci pur și simplu nu mă pot despărți. E foarte frumos. Are o nuanță. O să fac un swatch, dar nu știu nimeni bine. Cred că aici. Să-i vedeți nuanța. E un nude cald, ușor spre maroniu, care merge foarte bine cu o grămadă de rujuri. În momentul de față eu îl port și o să vă arăt că acestea are în favorite, cu glossul de la Maybelline în nuanța 004 Silk, care ăsta și 005 Petal sunt preferatele mele din gama asta, din colecția asta de la Maybelline. Le port fără să mă satur. Deci eu de produsul ăsta nu mă pot sătura. Mai am dupe după el și e tocmai mi-am recumpărat nuanța Petal, pentru că pe ăla îl terminasem. La fel se va termina și cu ăsta, clar, pentru că îmi place mult prea mult. Și atunci eu le folosesc așa, în combinația asta. Foarte bun și produsul ăsta, dacă tot am ajuns la el. Îmi place cum arată, v-am mai povestit despre el. O mai fost un clip cu favorite, dar nu pot să nu-l arăt, pentru că își merită. Își merită toată atenția pe care o acord, pentru că e un produs incredibil și nu e foarte scump, ceea ce e ideal. Și tot gingerbread l-am purtat și cu rujul acesta de la... Hai că v-am povestit despre creion. A, nu știu dacă v-am zis. E cremos creionul. O dau dintr-una într-alta. Creionul e foarte... E cremos, dar e suficient de cremos încât să nu îmi plece de pe buze, pentru că nici nu-mi plac creioanele alea care sunt prea cremoase, că se șterg, se întind și n-arată bine. E exact cât trebuie.
Și acum să ajungem și la rujul de la Sephora, nuanța 84, care este un maroc cald și pe care l-am purtat și ăsta și dinainte să plec în concediu și când m-am întors. Și în ultimele clipuri pe care le vedeți, pentru că am o grămadă de clipuri filmate și le postez, ăsta este rujul pe care îl port. Mai vin uneori ca să-i taie, că e foarte mat. Într-adevăr, ăsta e foarte mat, e foarte uscat. Chiar dacă pe parcursul zilei nu-l simt, eu în momentul în care mă debachez, deja mi se fac ferfeniță buzele. Și atunci mai vin cu un luciu de buze, ca să îi dau și luciu și ca să-l și înmoi un pic, pentru că e chiar mult prea mat. Dar îmi place cum îmi stă pe buze, îmi place nuanța, îmi place cum dă... V-am zis, eu nu am buzele neapărat perfecte, nici nu tind spre așa ceva, însă dacă pot ceva să fac ca să le corectez și să le aduc la o formă cât mai naturală și cât mai frumoasă, fac. Și rujul ăsta mă ajută foarte, foarte mult. Și acum, cred că am terminat și cu produsele de make-up. Da, mai am să vă arăt un produs pentru corp, niște parfumuri și o carte și terminăm clipul. Nu puteam să nu vă arăt body butter-ul de la Oliva Loe Natural Cosmetics, pe care mi l-am luat eu din Grecia. V-am povestit că are o textură foarte faină. Nu e nici unt, nu e nici cremos. Vai, și miroase, doamne, deci miroase a Grecia. A măsline, a aloe. E mirosul ăla lor de măslină și de Grecia. Deci pur și simplu miroase a Grecia. Mie îmi place foarte mult cum arată. Și îmi place cum se ia foarte ușor, intră repede în piele, la contact cu pielea, vă dați seama că se topește, deci nu o să aveți probleme cu el. Dar e un produs pe care eu îl iubesc și vreau să-l folosesc până îl termin. Ca parfumuri am avut așa, și o să mai apelez la el, un Jardin Aprila Muson Hermes, în special pentru zilele când a fost un pic mai întunecat, ăsta merge foarte bine. E un parfum umed, un parfum aspru, rămâne pe piele exact cum îl aplici, nu-și schimbă deloc aroma. Este unisex, ăsta-l și văd potrivit pentru bărbați. Mie îmi place foarte mult cum miroase, e condimentat și cu aromă de ghimbir. Se simte ghimbirul foarte, foarte bine în el și v-am zis, de la aplicare până seara când faceți baie, el are aceeași și aceeași aromă și aceeași intensitate. Persistă foarte bine. Nu este neapărat genul de parfum care să stârnească complimente, pentru că e un parfum, mai ales de la femei, femeile sunt mai, pe parfumuri gen La Vie Belle, Black Opium, parfumurile astea mai dulci, Idol, mai așa, mai feminine, ăsta nu-i feminin, nu-i neapărat feminin, dar e elegant și îi se potrivește unei femei. Chiar dacă nu toată lumea apelează la el. Mie îmi place foarte mult, v-am zis, în special când afară e mai, nu știu, mai întunecat, plouă, se combină foarte, foarte bine cu atmosfera. Și Zadigem Voltaire, This Is Her, ăsta îl port de câteva zile, ca mi-am adus aminte de el și vreau să-l și termin, mai am puțin, mai am undeva pe aici. Și ca să am și ce să vă arăt în parfumuri terminate la anul, când o să fac clipul, pentru că mi-am dat seama că în tot anul ăsta un singur parfum am terminat și acum am mai luat unul de la mama pe care l-a terminat, i-am zis să păstreze sticluța și când îl gata să mi-l aducă mie. Și l-am pus la locul lui. Și cu ăsta, dacă reușesc să-l termin, aș face 3. În momentul de față. Acum mai e până se încheie anul, nu foarte mult, dar am dubii că o să reușesc să mai termin ceva, deși mă străduiesc, dar am dubii. Mie îmi place foarte mult cum miroase. Ăsta a fost, la un moment dat, parfumul meu semnătură. Nu știu acum dacă l-aș mai băga la categoria aceea, dar e genul de parfum pe care o să-l vreau să-l mai am în colecție și să-l port. E un parfum de zi cu zi foarte plăcut, foarte... cum să zic eu... merge cam cu orice ținută, merge și cu orice anotimp. Poate cu iarna când e foarte, foarte frig, nu, pentru că în sinea lui e mai lăptos, e mai cremos, așa, e mai temperat el, așa, nu merge chiar când, nu știu, minus 10, minus 15 grade. Dar cum e și acum afară, e perfect. Mie îmi place tare mult, are castane, are nota aia de lapte, are și ceva vanilie. V-am zis, pentru mine asta miroase a orez cu lapte. Mie îmi și place foarte mult orezul cu lapte.
Și atunci asta mă duce cu gândul la orezul cu lapte. Dar o să-l vedeți probabil la Empties, pentru că mă străduiesc să-l termin, mai ales că nici nu mai am foarte mult. Probabil că săptămâna asta și cealaltă ce o să-l mai port. Și o să închei clipul cu o carte pe care nu am terminat-o, dar mi-a schimbat foarte mult gândirea. Nu știu neapărat dacă în bine, oarecum în bine, m-a dat peste cap. Și este vorba despre minciuna lui Michelangelo, Igor Bergler. Faceți abstracție de petele de ulei, chide la mine de pe mână, că n-am fost atentă când am luat-o. V-am zis, e de la uleiul acela de la Avon. I-am dat jos coperta aia și cred că am făcut rău, mai bine o păstram. Am citit jumătate din ea, nu pot să o las din mână, deci îmi place foarte mult, are acțiune. Mă duce cu gândul la filmul lui Tom Hanks, de fapt la filmele și la cărțile cu Tom, cărțile nu cu Tom Hanks, filmele cu Tom Hanks, Îngeri și demoni, foarte mult seamănă din ce citesc cu în cartea asta cu filmul respectiv. Și Codul lui Da Vinci, oarecum, ușor așa. Oricum, subiectul se leagă de secretele Vaticanului, dacă vreți. Întotdeauna am fost fascinată ce poate să ascundă Vaticanul. Autorul zice că totuși informațiile ar fi reale, ce au putut dezvălui și, mă rog, oamenii de la care au luat el informațiile astea. Doar că nu știu dacă se consideră o parte din ea erezie sau... Dacă ați citit, știți despre ce e vorba în cartea asta, însă asta nu înseamnă că nu-mi place. Îmi place foarte, foarte mult, îți atât de curioasă, îmi place și modul în care e scrisă, pentru că nu se pierde în detalii, știe când să înceapă un capitol nou, nu se lungește cu un anumit capitol să te plictisești, că de exemplu, acum fac o paralelă între două cărți și două stiluri, de fapt, de cărți diferite, cum e la Dostoievski. La Dostoievski, la un moment dat, un capitol ține foarte mult, datorită faptului că detaliază. Îmi place foarte mult treaba asta pentru că nu mă plictisi niciodată. Știți că Dostoievski e autorul meu preferat. Însă îmi place că ăsta e scurt un pic și la obiect, mai ales că fiind vorba de un roman, de un thriller criminalistic, despre crimă, mie îmi place foarte mult. Deci mă prins de la primele două pagini, cum am citit, nu pot să o las din mână. Și n-aș lăsa-o din mână dacă n-aș adormi cu ea pe piept, că mă pun seara înainte de culcare să citesc jumătate de oră și ajung de atât citesc până adorm. Îmi place incredibil de mult și o recomand cu drag. Vreau să-mi cumpăr și că mai are câteva cărți scoase și vreau să ajung să mi le iau și pe celelalte. Cred că asta ar putea fi și o să ajungă la cartea anului. Cu siguranță o să ajungă în favoritele anului și mă gândesc să-mi fac poate și un clip cu... cele mai bune cărți pe care le-am citit anul acesta? Nu știu exact, să văd ce mai prind să mai citesc, pentru că recordul va doboră Stephen King, pentru că anul ăsta am citit la cărți de Stephen King de... Nu vă puteți imagina. Și cam acestea au fost favoritele lunii septembrie. V-am zis că sărăcăcioase. Strict, m-am bazat strict pe ceea ce... folosesc în momentul de față și îmi place foarte mult. Știu că sunt unele produse pe care vi le-am mai arătat, mai am ce folosesc în continuare, dar nu vi le-am mai arătat pentru că și alea au apărut în clipuri și am zis că ce rost are să încep să fac un clip cu favorite, să vă arăt aceleași favorite pe care vi le-am arătat poate acum 2-3 luni. Dar unele, v-am zis, din cele care se repetă chiar își merită banii și merită menționate, în special atenția mea, pentru că pe mine m-au mega mulțumit. Și da, acesta a fost și clipul de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare cu un alt clip. Pa, pa!